Prețul pe care îl plătesc adepții lui Isus a fost una dintre numeroasele probleme discutate la Conferința Națională de Misiune Afroamericană din Virginia. Scopul evenimentului a fost pregătirea creștinilor pentru a sluji ca misionari acasă și în străinătate. Ramon Barboa de la Voice of the Martyrs a spus celor prezenți că nu fiecare creștin va fi chemat să slujească în locuri periculoase, însă cei care sunt chemați să o facă trebuie să privească spre Dumnezeu pentru izbăvire. Ascultați de Dumnezeu. Dacă El vă trimite în închisoare, ascultați de Dumnezeu. Dacă vă va complica viața, ascultați de El, pentru că Biblia spune, noi suntem mai mult decât biruitori. La evenimentul de trei zile au participat vorbitori din întreaga lume și au discutat pe teme serioase, precum îngrijirea refugiaților și evangelizarea în Africa.